Biocidele vor fi achiziționate la nivel centralizat. Este una din primele declarații oficiale ale noului ministru al sănătății, Vlad Voiculescu. Decizia vine în urma scandalului Hexifarma. Aflat în noua postură de ministru al sănătății, Vlad Voiculescu a ținut să evidențieze prioritățile de seamă, și anume medicamentele esențiale, investițiile și infecțiile nozocomiale. În acest context, ministrul a declarat în cadrul unei conferințe că se va renunța la achiziționarea dezinfectanților de către spitale. Unele biocide, despre ele vorbeam, vor fi achiziționate la nivel centralizat, deci nu vom mai avea contracte făcute la nivelul fiecărui spital, de asemenea, pentru spitalele care nu sunt în proprietatea Ministerului Sănătății, vom putea să reglementăm anumite lucruri prin acest care de saci. De altfel, în perioada următoare se anunță alte controle asupra dezinfectanților folosiți în spitale. Inspecția Sanitară de Stat pregătește o acțiune de control încrucișat la nivel național, că vom face teste de sanitație pentru toate substanțele biocide folosite în spitale. Testele de sanitație vor fi efectuate și în ideea infecțiilor nozocomiale, care se arată printre prioritățile noului ministru.